Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Înainte să începem videoclipul de astăzi, vreau să-i mulțumesc lui Sebastian pentru acest banner super tare pe care l-a făcut pentru canalul meu. Atenția la detalii este extraordinară și a ieșit mult peste ce îmi puteam imagina eu. Deci, dacă ai nevoie de un graphic designer, îl poți contacta pe Sebastian pe Instagram la ftz.sebastian, ai linkul în descriere. Acum te las cu video. Relația cu părinții este adesea cea mai complicată relație pe care o poate avea un adolescent. Absolut toți prietenii mei au probleme cu părinții lor, inclusiv eu, și este un lucru extrem de comun. Motivele sunt nenumărate: lipsa comunicării, lipsa timpului petrecut împreună, minciuna, faptul că nici părinții tăi nu au fost crescuți corect de părinții lor și, poate cel mai mare factor dintre toate, faptul că există această diferență între generații, care va exista întotdeauna. Nu vei avea niciodată o relație perfectă cu părinții tăi, dar cred că e posibil să ai o relație normală, o relație decentă, dacă pui în aplicare aceste 5 sfaturi pe care urmează să ți le dau. Nu poți controla comportamentul părinților tăi, dar îl poți controla pe al tău, de aceea trebuie să faci ca schimbarea să vină de la tine, nu să o aștepți din partea lor. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai o relație bună cu părinții tăi este să înțelegi că nu îți sunt dușmani. Nu-ți demoniza părinții, pentru că, deși nu-ți fac că-i plac tot timpul, ei îți vor binele. Nu te poți împăca cu un dușman, de aceea trebuie să-ți vezi părinții ca pe niște coechipieri, ca fiind în aceeași echipă cu tine, nu în echipa adversă. Îi poți vedea ca pe niște colegi sau prieteni cu care ești doar certat, nu ca pe niște dușmani de moarte. Le pasă de tine și ție îți pasă de ei. Ăsta este un început bun pentru a vă rezolva problemele. Trebuie să conștientizezi asta. Apoi, după ce ai făcut asta, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să nu îi învinuiești. Când există o ceartă, o neînțelegere între două părți, nu e niciodată 100% doar vina uneia dintre părți. E foarte ușor să spui că, a, e doar vina lor, nu sunt niște părinți buni, nu mă înțeleg, e vina lor că ne încertăm în fiecare zi. E foarte ușor să spui asta, dar, cu siguranță, nici tu nu ai făcut tot ce stă în putință ca să fii un copil bun. Deci nu îi învinui pe ei în totalitate, pentru că și tu poți vina ta pentru că aveți o relație proastă. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci este să le explici clar poziția ta și să încerci să le afli poziția lor. Acum că am stabilit că și tu porți o parte din vină, ca să-ți îmbunătățești relația cu ei, trebuie să recunoști vina ta, să spui unde greșești tu și să le spui lor unde crezi că greșesc ei. Când se ivește o ceartă cu unul dintre părinți sau cu amândoi, nu te bosufla, nu le răspunde ceva urât și nu te duce în camera ta. Încearcă să vorbești cu ei deschis, să rezolvi problema acolo pe moment, să le spui poziția ta și să încerci să le afli poziția lor, ce nu merge. E foarte important să clarificați ce îți dorești tu și ce își doresc ei și unde se află problema, unde se află conflictul. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci este să negociezi cu părinții tăi. De exemplu, să zicem că tu vrei să pleci la mare cu prietenii și părinții spun nu. Nu rezolvi absolut nimic dacă spui: mamă, ce părinți retardați am, și rămâi supărat pe ei până la sfârșitul vieții. În schimb, încearcă să negociezi cu ei. Spune-le că vrei să mergi la mare pentru că și prietenii tăi merg și vrei să te distrezi vara asta. Poate o să spună: nu avem bani să-ți dăm ca să mergi la mare. Atunci tu trebuie să renunți la ceva. Poate îți dădeau bani să îți cumperi haine. Spune-le că o să folosești banii de haine pentru vacanța la mare. Și poate tot nu o să accepte pentru că le e frică să te lase singur. Aici intervine și puterea ta de convingere. Poți să le spui că o să-i suni în fiecare seară să le comunici că ești bine sau că ai un prieten mai mare care o să aibă grijă de voi tot. Să zicem că nu o să fie de acord de prima dată când le spui, dar poate peste câteva zile se răzgândesc și îți dau voie. Situația asta în care ai negociat, nu te-ai mulțumit cu un nu, le-ai spus de ce vrei să mergi la mare și ai aflat de ce nu te-ar lăsa ei să mergi la mare, este o situație mult mai bună decât cea în care te superi pe ei, te bosumfli, te duci în camera ta și rămâi supărat pe ei toată viața. Să negociezi cu părinții nu e deloc ușor. Îți impun condiția adesea ca să te lase să faci ce vrei tu. Dar cred că lucrul ăsta, faptul că îți impun condiții, este un lucru benefic, pentru că altfel te-ai transforma într-un copil răsfățat care va crește într-un adult răsfățat care crede că îi se cuvine absolut tot și nimeni nu vrea să fie în preajma unui astfel de om. Așadar, transmite-le părinților clar ce-ți dorești, de ce îți dorești
și poartă o discuție deschisă și sinceră cu ei pentru a ajunge la o înțelegere. Asta se aplică în orice fel de conflict, nu doar când vrei să te lase undeva sau să îți cumpere ceva. Poate nu-ți convine ceva la comportamentul lor sau lor nu le convine ceva la comportamentul tău. În ambele cazuri trebuie să stați de vorbă într-un mod deschis, direct și sincer, să spuneți ce nu merge, de ce nu merge, cum vă afectează relația și ce ați putea face ca să schimbați situația. Și în final, al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai o relație bună cu părinții tăi este să nu îi minți. Am văzut de multe ori prieteni de-ai mei sau apropiați care își mințeau părinții la telefon sau chiar față în față. Dar o relație care nu e bazată pe sinceritate nu va fi niciodată o relație sănătoasă. Cei mai mulți își mint părinții pentru că le e frică de ei sau de pedeapsa pe care ar putea o primi. Dar consecințele minciunii sunt mult mai grave odată ce e aflată. Trebuie să le oferi părinților sentimentul de încredere, pentru că dacă află că i-ai mințit de vreo 2-3 ori, cu greu le vei mai putea câștiga încrederea vreodată. Dar dacă îi minți, vei avea mai puțină libertate, vor încerca să te controleze și vei trăi mereu cu frica că vor afla adevărul. Dacă faci un lucru greșit, dacă faci un lucru pe care nu trebuia să-l faci, părinții vor fi mult mai înțelegători decât crezi tu. Pentru că și ei au fost în poziția ta și ei au greșit la rândul lor când au fost tineri. Deci dacă vrei să-ți îmbunătățești relația cu părinții începând de azi, spune-le adevărul. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să îmi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa pe butonul alăturete de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde îmi poți da mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, a fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu. Pa, pa!